prezentez, doamnă. Nu vă interesează. Eu mă prezint când vine domnul primar, nu dumneata. Ok. Eu n-am venit cu nicio intenție să mă cer cu absolut nimeni, doar că nu procedați corect pe timp de campanie. Și mai ales astăzi când sunt voturile. Este datoria dumneavoastră să sigilați aceste... Da, dar ceasul este 5:30, 5:37. Nu, dumneavoastră trebuie să respectați niște proceduri. Imediat vine și domnul avocat, nu e nicio problemă, o să le rezolvăm toate lucrurile, fără nicio supărare. A fost ordine să le ridice până acum, că ai venit. Dar eu nu înțeleg de ce vorbiți dumneavoastră cu mine. Imediat, imediat o să vă dau toate explicațiile. Trebuie să spuneți să vină cineva în locul dumneavoastră. Deci eu v-am vorbit foarte frumos, foarte politicos, dumneavoastră a spus mâna pe mine și m-ați dat afară. Nu este normal și legal ceea ce faceți în secția asta. Este aici, este ce vrei. Deci te rog să nu mai intri. Da, și cu domnul jandarm ce se întâmplă? A fost președinte, vicepreședinte, tot așa se va întâmpla. Bun, vă rog frumos să... M-a pus mâna pe mine, eu sunt Radu Dincă, mă numesc, sunt consilier, fac parte dintr-un partid. Nu, nu, eu lăsați-mă să vorbesc. Am intrat, m-am recomandat, am spus în Radu Dincă, am aflat de aceste ori, m-am dus lângă ele și m-am uitat, am văzut șuruburile. Domnul m-a chemat între timp, a zis că nu m-a recomandat. Nu contează, dar ce nu contează. Am stat cu buletinul în mână, da? Ceilalți sunt de față aici. Doamna este singura și încă o doamnă care țipă la mine împreună cu domnul, a pus mâna pe mine și m-a dat afară. Este dreptul meu pentru că candidez la Consiliul Local. Și acolo se află și voturile noastre. Și nu este normal, deci nu este sigilat. Acum domnul a pus, a firmat, a pus... Suveran în această secție. Dacă vreți să vă reclamați, trebuie să mergeți în altă parte. Am înțeles. Eu am tot dreptul să pozez și să fac poze. Dar nu faceți. Cu acordul domnului puteți face. Bun, și atunci cum facem? Mergeți și faci acordul domnului președinte, aveți voie, dar voie să fac voie. Cum facem? Că aici este o legalitate. Eu trebuie să cer voie în domnul și eu nu fac voie. Mergeți mai sus. Eu nu pot să vă dau această. Dumnezeu este suveran. A zis că pot să fac voie. Sună-te, Alin, zi să vină aici. Să vă spun ceva. Când a venit dumneavoastră, aveți cuvântul meu de nadivămit. O venit aici. M-am recomandat, doamne. Am zis, sunt Radu Dincă și candidez la Consiliul Local. Ați auzit ceva voi? Nu mai fermați pe raportul, domnule Dincă. Vă rog frumos, nu mai fermați. Nu mai fermați, vă rog eu. Ok, sunt niște probe. Sunt niște probe care trebuie, este ceva ilegal. Dumneavoastră trebuie să știți lucrul ăsta. Puteți să mergeți să vă reclamați pe domnul președinte. Da, dar pe noi ascultați-mă, sunt niște voturi în momentul de față. Deci lumea votează, sunt niște voturi acolo. Eu nu pot să vă... Dânsul este suveran, dacă nu vă dă voie să filmați... Păi nu contează, chemăm avocații, chemăm absolut tot, noi stăm aici, nu plecăm absolut nicăieri. Haideți să vă spun de ce am venit. Când am venit pentru urne... Da, noi nu am venit pentru urne, întâmplător. Noi am venit pentru că domnul președinte se comportă foarte urât cu colega, membru nostru. Membru dumneavoastră.